Am fost anunțat de Manu că începem. E Tavi Hondră cu noi. Salut, Tavi, și l-așteptăm într-o clipă în alta. Iată-l și pe Bogdan Comaroni. Băi, Tavi, fii atent aici. Fii atent, că mă încep cu tine că în chestia asta. Domnul Bogdan Comaroni, da, publică în gazeta lui, în Ziua News, un editorial în care aproape că face mișto de doamnele lumii noastre, ca să spunem așa, nu vorbesc de soții, da? Doamnele lumii noastre, așa. Vorbește despre lumea condusă de femei, înțelegi? Și face și un mișto așa subtil, zice, femeile vor conduce lumea, cum o vor parca, să întreabă domnul Comaroni, înțelegi? Da? Dacă e bancul ăla. E bancul ăla, dar femeile vor conduce lumea cum o vor, cum o vor parca. Acum, eu stau și te întreb pe tine înainte de a ajunge la domnul Comaroni. Ar fi rea, mă, totuși o lume condusă de femei? Uite, de exemplu, România să o aibă președinte pe Chioveși începând de anul viitor, din decembrie. A, nu, acum asta cu femeile, eu nu sunt misogin pentru că din motive pe care le înțelegi, nu le mai spun aici. Dar faptul că Bogdan revine cu editorial și tu ai scris iar editorial, pe mine mă încântă. Și ți-am spus și în particular, bă, scrie o grămadă de oameni care nu au talent. N-ar fi o problemă. Înainte, pe vremea noastră, în jur, și de când există jurnalism, mai trebuia și talent. Acum nu mai trebuie talent, drept care tot o grămadă de oameni fără talent scriu. Foarte bine, mă, vorba lui Caragiale. Noi, pe vremea când aveam Cenacul înainte de Ceaușescu, șefa Cenacului a venit într-o zi cu un afiș mare pe care scria. Ce Cenacul? Cenacul de la Sibiu. Uh-huh. Bun, Cenacul. Și acolo scria așa, un afiș mare în sală de Cenacul, în care scria: pentru orice român ce știe a citi, cel mai greu lucru e a nu scrie. Deci... Bună, da, da. Caragiale. Deci, da. Eu totuși eram grafoman, dar eu mă bucur că voi scrieți pentru că și aveți ce scrie și aveți și talent, ceea ce e un mare câștig pentru oamenii care mai au deprinderea asta proastă de a citi. Altfel spus, mie mi-ar plăcea să conducă în România, dar nu Chioveși, e un monstru obosit, nu poți. O bună parte din femeile, sau poate cea mai mare parte din femeile din politica noastră, bă, le vezi pe față o răutate și o neîmplinire, ca niște monstri obosiți. Din tot ce știi tu din politica românească, sau chiar și din politica românească, pe cine ți-ar plăcea tu să vezi la Cotroceni cu fustă? Băi, pe fata asta de la USR, Bogdan, care a zis că trebuie să trăim în comunități mari. Și mă, nu, că nu te întrebam la mișto. Chiar eram curios să văd. Da, mie mi-ar place chestia dacă asta. Dacă există vreo femeie în viața publică românească, publică, spun, neapărat politică, da, pe care tu ai vedea-o ca fiind un bun președinte. Zi-mi și mie un... Păi, frate, eu ca bărbat nu pot să exclud chestia asta, să zici, bă, te-ai avea o aventură cu femeia asta sau nu, din politică. Nu, cum adică asta? Așa o judeci în cheia asta? Păi mă, dar fiind bărbat, nu pot să exclud chestia asta. Eu nu pot să o văd pe o femeie ca o asexuată care mâine s-ar putea să fie președintele României. O femeie, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă feminitate, să aibă acel chelcășos care să te atragă ca bărbat. Că nu pot să exclud, domnule, eu nu sunt din generația asta în care dimineața sunt bărbat și după amiază sunt femeie. Așa că nu pot să exclud faptul că sunt bărbat și că vreau să văd la o femeie, în primul rând, feminitate. Pe mine nu mă interesează o femeie puternică. De ce să fie, mă, o femeie puternică? Ea trebuie să fie într-o chiparea finesei, a rafinamentului. Cum conduce, mă, un CSAT, dacă nu e, când e vorba de președinte? Tu îți dai seama, o femeie într-o chipare a feminității, înțelegi? Care bă, dar nu trebuie să conducă CSAT-ul, mă, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, o femeie trebuie să fie femeie, mă, nu să facă carieră, să se bată cu bărbatul, să fie cot la cot, să se contrazică, să câștige. Că peste tot ni se promovează o femeie puternică, o femeie care să rezolve probleme. Bă, eu am toată stima pentru toate calitățile feminine. Dar prima calitate a femeii trebuie să fie, mă, delicatețea, privirea care să întruchipeze
mersul înainte al lumii, mă, al procreierii. Că de-aia nu prea sunt femei filozofi, că ele nasc. Mă. De ce să le cerem să fie altceva decât cele care ne aduc bucurie, lumină în suflet, care duc națiunile înainte, care nasc, care... Băi, nu vreau, nu vreau. Mă uit la aia, penelista aia care acum e în Curtea Constituțională, nu mai știu cum o cheamă. Băi, se vede o răutate pe fiecare... Au răutate, bă, și o acerbitate a contradicției. Băi, frate, nu, mi se pare că e din alt film. Adică, alăturând chestiile astea, mai fără și excluzând feminitatea și participând la certuri astea, bă, mi se pare că se descalifică. Din punctul meu de vedere, poate că sunt depășit, sunt din altă generație, dar eu vreau să-mi spună ceva o femeie, să aibă minunea aia feminină. Asta nu mai, bă, se transformă în bărbați. Dacă asta își doresc, salut. Dar eu în politică nu văd femei decât prin excepție. Astea care nu știu să fie femei, atunci le considerăm bărbați și se ducă, domnule, în politică. Am nicio problemă. Dar atunci nu le mai spunem femei, le spunem politicieni. Da, întreb tocmai pe așa, salut. Fac apel la scriitorul Tavi Hoandră. Bă, o lume condusă de femei, la modul nu neapărat matriarhat, dar o lume în care să spunem, uite, nu știu, în Parlament să fie mai multe femei decât bărbați. La Cotroceni o femeie, vorbesc de lumea românească, nu vorbesc de asta, dar o lume în care femeile să dețină poziții de autoritate un număr mai mare decât bărbați. Crezi că ar fi o lume românească mai bună? Mă, dar eu îți repet, pentru mine chestia asta nu există femei sau bărbați. Sunt proști sau nu sunt proști? Sunt sticăloși sau nu sticăloși? Poate fi. Dacă femeile astea au uitat să fie femei și vor să fie politicieni, să se înghiontească în Parlament, bă, n-am nicio problemă. Dar să fie deștepte. Măcar să fie deștepte, să aibă școală pe bune, nu cu ia câte trei... Manule, lansează repede, că văd că s-a încins disputa și pe chat-ul acestui podcast. Ia pune repede să facem un sondaj până la sfârșit, da? Credeți că o lume românească, mă rog, condusă de femei, vezi că e vis cacofonie, așa, ar fi o lume mai bună, da sau nu? Hai să vedem până la final ce se întâmplă. Că văd aici, uite, doamna Mariana Dumitrache zice, tocmai că nasc ele, văd mai mult decât vede un bărbat, simt mai mult decât simte un bărbat ce se întâmplă pe lumea asta, au simțul sexual. Da, dacă-s deștepte, da. Mult dacă mai deștepte. Da. Președintele Censă Maria Ionită zice, trebuie să iubească țara și oamenii pe care reprezintă. Politica nu este podium de miss, mister, așa mai departe. Da? Și Romeo Marius ne arătător ce război, unde războiul, vrem de spre război. Da, așa. Ce-ți venit ție, Bogdan Comaroni, să scrii un editorial cu titlul Femeile vor conduce lumea, cum o vor parca? E mișto. Mi-a plăcut editorialul. Eu, pe lângă faptul că sunt foarte mulțumit că s-a întors Portnoy la Dream Theater. Da, băi, tată, bravo! Mike Portnoy, bă, s-a întors la Dream Theater, bă, senzațional. Și Rolling Stones, da, din nou, a scos un album de excepție, așa. Da, și Rolling Stones a scos. Deci astea sunt știrile zilei, săptămânii, practic. Așa. Așa. Să ne întoarcem și la uile noastre. Da. La uițele noastre. Noi România mai fost conduși de femei. Adică femeii o l-am simțit puternic. Dar lăsând gluma la o parte, ce m-a întrebat de ce l-am scris? Eu nu prea am mai scris în ultima vreme, pentru că am fost prins cu mereu cu facerea ziarului. Tavi mereu mi-a reproșat că de ce nu scriu și am spus că am treabă și cu ziarul, am treabă să mă documentez. Și el a zis că măcar din când în când merită să scriu. I-am spus că nu prea scriu direct pentru că lumea de azi nu mai pare interesată să citească opinii, să citească părți de-astea de editorial, nici înainte. Deci țin minte când făceam ziarul tipărit că doar 8% din cititorii unui ziar citeau și editorialul și din ăștia 8% doar 3% ajungeau și la finalul lui. Dar am zis, dar care a fost ideea? Deci ideea a fost că după ce a apărut știrea dată de
un intim al familiei Obama, deci care îți aduce aminte, am vorbit și de ea aici, că Michelle Obama cel mai probabil ar urma să-și anunțe candidatura în cursul lunii noiembrie 2023. Da. Noi am tot comentat atunci treaba asta. Am văzut în ziua în care a apărut, adică m-am decis să scriu, că și Liz Cheney, deci Liz Cheney este fiica cea mare a lui Dick Cheney, deci Da. care a fost vicepreședintele Statelor Unite cu George W. Bush, va Vrei? candida și la președinție, deci tot pe arsenalul ăsta al democraților, după care era firește că am legat-o de faptul că Hillary Clinton, deci altă nevastă de președinte, a candidat, cum bine se știe, pe vremea împotriva lui Trump. Deci a fost asta. Și atunci am zis, bă, zic ăștia în democraților, în globalismul lor, că ei vor noua ordine mondială, vor guvernul unic, vor... Bă, nu mai au pe nimeni, adică de ce ei ne mai putând să candideze, că au avut două mandate, au îmbătrânit sau ce au făcut? Zic, acum, neavând pe nimeni, își trimit nevestele la candidatură, își trimit fiicele, zic chiar așa, adică nu mai e producție acolo, latura asta globalistă, neomarxistă, ce se întâmplă? Deci e un fel de eugenie, adică așa, deci noi nu aducem sânge din exterior, sânge tânăr, proaspăt, rămânem între noi acolo să degenerăm, mai bine zis. Și atunci am zis, bă, merită un editorial chestia asta, că așa, și zic, ca să nu fie lumea plictisită că a scrie asta, zic, hai să scriu și mai la mișto, dar l-am scris mai la mișto, dar în ideea de a spune de fapt care e problema, că există problema asta, e în sine o problemă, că te poți trezi că, iată, tot în aceste mari familii, ca să le zicem așa, familiile elitiste, deci din zona asta, uite, se extrag și viitorii președinți ai Statelor Unite. Și de ce e important în Statele Unite? Pentru că închipuieți cu o femeie care vine, deci eu nu sunt deloc misogină, și spus treaba aia, chiar am și făcut Bă, jocul toți de ăștia care cuvinte. ziceți că nu sunteți misogini, de fapt sunteți misogini, ai recunoașteți chestiunea asta. Bă, eu nu sunt, eu am și făcut jocul de cuvinte, Dracu. că am zis că nu sunt misogin și am zis din contră. Știi că am bancul ăla, Da. deci era. Deci nu am chestiunea asta, dar pe de altă parte nu pot să mă întreb cum poate să devină să vină din familiile astea. Uite, să presupunem că ajunge Michelle Obama, că ea ar fi dată dintre soțiile ăstora, dacă va candida, care avea șansele cele mai mari, și că tot aparatul ăla se va pune în funcțiune ca să-l învingă pe Trump. Deci, și atunci, despre Michelle Obama, căreia chiar bărbatul Barack i-a zis Mike din greșeală, și care multă lume a observat că are și mărul lui Adam, adică ăsta e o chestie care e caracteristică bărbaților. Și tot la tine în emisiune am dat, și cum a fost la Ellen DeGeneres, uite, apropo de DeGeneres, așa, că își bălângănea o chestie intimă în timp ce dansa pe acolo. După aia, că Obama era fan și a spus că el, biograful lui, că el visează chestii erotice, bărbați, de asta dragoste, bărbați, homosexualitate, nu știu ce, zi de zi, noapte de noapte, a apărut și după aia declarația lui taximetristului, ce apare la aia, mă rog, cu semne de întrebare, și a zis, bă, uite, fii atent, dintre toți degenerații ăștia, psihopații și toți ăștia, acum apar nevestele lor. Și dacă te iei că în spatele fiecărui bărbat puternic ar sta o femeie, deci în spatele fiecărui psihopat e una mai psihopată decât ăsta, atunci a zis, bă, ce s-ar întâmpla cu lumea asta? Pentru că America se pretinde că e hegemonul, da? Deci conduce planeta, dorește guvernul mondial, dorește noua ordine mondială, dorește chestia cu sănătatea, se aliniază la cerințele astea despre care noi tot discutăm aici, deci despre orașele 15 minute, smart city-urile, depopulare, toate alea la un loc, vaccinare, înarmare, despre tot ce am vorbit aici. Și a zis, bă, cum ar fi să conducă asta, adică, și să vină la... Deci editorialul în sine se dorește unul serios, adică ridică semne de întrebare, și mai ales pornea de la o chestiune, că aia chiar mi s-a întâmplat, că am reținut că pe vremuri, deci o băbuță mi-a zis că e sfârșitul lumii, deci aia n-a fost așa o licență, m-am apucat eu și am scris, în care asta am reținut, că mi-a zis că va fi sfârșitul lumii când femeile vor ajunge la putere, când femeile vor conduce lumea. Așa va fi. Când femeile vor conduce lumea,
atunci va veni sfârșitul lumii. Și eu chiar am fost intrigat că, ea fiind femeie, în primul rând, înainte de a fi băbuță, am zis, domnule, de ce? Adică, care e chestiunea în sine? Și exista probabil o rațiune că după aia am găsit, am dat chiar căutare pe Google și am zis, că da, zic, femeile vor conduce lumea. Și exact a treia chestie pe care mi-o sugera Google, zice, sfârșitul lumii. Zice, sfârșitul lumii. Și zic, bă, uite, băbuța, bă, fii atent, mi-a zis, avea cu 3-4 ani și acum, uite, Google îmi zice că e sfârșitul lumii, că femeile conduc lumea. Și am intrat acolo să văd și erau mai multe, o chestie care era extrasă, culmea, dintr-o o sinteză făcută de inteligență artificială, deci de un ChatGPT sau nu știu ce, ceva de genul ăsta, care făcea o sinteză din mai multe religii și era practic o lucrare în urma căreia trebuia să se întâmple, deci alea păreau extrase, din islamism, din religia mozaică, din creștinism, din mai multe chestiuni și alte predicții din zonă spirituală și pe părțile astea escatologice, și atunci erau mai multe chestiuni între care mi-a atras atenția foarte clar, că vine sfârșitul lumii când femeile, zice, o să fie, chiar asta mi-a plăcut și eu, femeile chiar și îmbrăcate vor fi mai mult goale, mai mult dezbrăcate, că femeile vor prea curvi, că nu știu ce, că va fi și adulterul și toate astea vor fi văzute ca o chestie care e absolut normală, între ele, prostituție, toate la un loc. Și zic, eu uite ce chestie interesantă de aici. Și am zis, hai să scriu editorial. Deci asta a fost în sine. Acum fiecare să-l ia cum vrea. Eu repet, nu am nimic, Doamne ferește, cu femeile, din potrivă. Eu cred că există o chestie foarte tare, de exemplu, uite, Manu, hai să arătăm. Solidaritatea feminină se manifestă, domne, nu e o chestie. Uite, de exemplu, da, în tot scandalul ăsta cu doamna Cileacu pe burtă, înțelegi, doamna Cileacu pe burtă, a postat, mă, ambasada Statelor Unite la București, a făcut postare, bă, cu doamna Cileacu, mă, tată, înțelegi? Și cu doamna ambasador, are un nume de nu pot să-l citesc, nu știu cum o cheamă, am înțeles, așa, nu mai contează. Și că au scris, jurnaliștii români au dat dovadă de un curaj și o determinare remarcabile în timpul relatărilor în direct din Israel. Mamă! Și Valentin Stan s-a aruncat pe burtă, că ăsta mi-a scăpat. O recunoaștere specială, a zis doamna ambasador american, pentru Cristina Cileacu și Valentin Stan, pentru respectarea protocoalelor de siguranță. Protejarea jurnaliștilor este o responsabilitate colectivă, deoarece aceștia susțin jurnalismul de calitate în fața dezinformării. De asta nu înțeleg aici, ăștia de la ambasadă. Dar mie îmi place foarte mult. Auzi frazarea aici, mă, stai puțin. Tavi, fii atent. Protejarea jurnaliștilor este o responsabilitate colectivă, deoarece aceștia susțin jurnalismul de calitate în fața dezinformării. Înțelegi? Bă, da, eu nu știu. Dar mișto, bă. De asta săraca americanca, băi, face un deserviciu uriaș, mă, săraca. Bă, și Valentin Stan s-a aruncat pe burtă, că n-am știut. Bă, Valentin Stan este ăla, zic, cameramanul, mă, cred. Ăla cu laptopul, omul cu laptopul. Da. A, am crezut că omul cu laptopul s-a aruncat. Domn profesor cu laptopul. Păi da, bă, da, ați pierdut esențialul. Pentru ce o felicită ambasadoarea? Pentru că a respectat regulile, nu pentru jurnalist. Pentru fapt, ca și când pe mine m-ar felicita cineva după 100.000 de kilometri că am purtat centura. Deci, da, exact. Deși n-am avut niciun accident. Dar știi ce mișto, Tavi? Știi ce mișto din asta? Că zice, în final, zice, pentru combaterea dezinformării. Păi, asta e dezinformare maximă, adică să o vezi pe aia pe burtă și aia mergând cu bicicletele pe lângă ea. Bă, dar unde dracu s-a mai pomenit? Măcar dacă intervenim, eu înțelegeam, fii atent, deci, înțelegeam să fac o postare ambasada Israelului la București. Deci ambasadorul israelian putea să zică, domnule, noi o apreciem pe doamna Cileacu pentru că fiind la noi în zona aia de conflict acolo și așa mai departe, nu știu ce, da? Bă, dar acum a venit, știți, asta e ca în aia când ne băteam noi la școală la un moment dat, da? Și unul, după ce luai palme de la unul cu mucii curgând, spune: lasă-mă că vine frate, mă, tu știi cine, mă, frate, mă, să vezi ce-ți face, mă, futul de mancur de nenorocit, înțelegi? Și venea, asta e așa, a simțit nevoia, înțelegi, cine, mă,
ambasada Statelor Unite la Americi, la ambasadoarea, n-avea altceva de făcut. Asta e un obicei care să scrie ea, să pune ea de la ambasadă pe pagina de Facebook a ambasadei că sar în apărarea lui Cileacu. Dar ce a făcut, bă, a julit-o cineva în apărarea lui Cristoiu, care i s-a blocat de către YouTube, da, contul de... Da. N-a sărit ambasadoarea, nu. Adică, bă, YouTube, România, sau care o să fie, înțelegeți, Cristoiu, n-am de namă la ură, la cutare, ce deblocați, bă, nemernicilor, site-ul de, canalul de YouTube, înțelegi? Da? A sărit că, vezi, Doamne, a făcut lumea mișto de cine, mă, de Cileacu, cu care ea a făcut interviu la un moment dat ambasadoare. Nu, ea a intervenit din cauza unei deformații. Vai de capul vostru. Da. Nu, e o deformație pur românească. Lumea și ea lumină, da, de la ambasada Americii. Deci este un obicei creat pentru popoarele îngenunchiate. Să se uite, bă, oare ce zice ambasada. Dar e penibil, mă, iartă-mă, înțelegi? Penibil, că, bă, o națiune îngenunchiată. Lingătorii de clanțe, cum spunea prietenul tău, Băsescu. Așa e, mă. Lingătorii de clanțe au nevoie să li se dea lumină, mă. Bă, oare ce zice ambasada Americii? Bă, nu, eu nu cred că Cileacu, pe bune, chiar cred că este un jurnalist ok. Deci nu e vorba de asta, înțelegi? Bun. Că a făcut o tâmpenie, că am făcut... Dar lumea, cum să spun, n-a tratat-o cu ură. Ea asta n-a înțeles. Bun, ea înțeleg că se războiește cu Ponta, are o chestie genul ăsta. Dar toată lumea care a luat-o în balon, inclusiv subsemnatul, am luat-o așa, știi, a fost un mișto făcut. Și eu am făcut o grămadă de prostii în viața mea de ziarist, au făcut unii și alții miștouri de mine. La unele m-am enervat, înțelegi, le-am răspuns, dar am răspuns. Bă, dar nu m-am dus niciodată să zic, aoleu, să-mi ia apărarea, nu știu, ambasada, Băsescu, Popescu sau cutare sau nu știu ce. Pă, unele le iei, le furi, că așa e în viață, la un moment dat faci mișto, te ridici, te ștergi de praf, o iei de la capăt, asta e viața, nu știu ce. Dar rahaturile astea, totul, orice rahat pe care îl face acum la un moment dat un ziarist de la ăștia, de la Digi, de pe nu știu unde, trebuie, ce mă, zici că l-a bătut cineva. Păi ce n-o face, mă, dacă ar fi trăit într-o țară? Eu zic ca toți care au nemulțumire să se... Mă, dar să se ducă toată lumea care are o nemulțumire la ambasada Americii să vedem dacă e bine sau nu e bine, mă. Păi, dar de ce? Cred că de fapt că de asta am pornit. Cred că există un soi de solidaritate feminină, mă, nu știu ce, înțelegi. De exemplu, uite, poate să eu aș merge acum variante așa, Cileacu președinte. Deci putem să mergem pe o variantă de genul ăsta, da? Un președinte pe burtă pentru liniștea noastră. Poate să fie și asta o variantă. E un fel de slogan electoral de ceva, da. Pe burtă pentru liniștea noastră. Pe burtă, da, pentru liniștea noastră. Din păcate nu reușim să-i convingem pe cei care votează. Avem 420 de voturi și am zis aici, creți într-o lume mai bună condusă de femei, deocamdată 72% din voturile astea zic nu. Ce aveți, mă? Hai, mă, votați. Doamnelor, intrați, vă rog frumos, și votați, nu se poate. Sau or fi doamnele care au votat. Da, auzi, băi, Robert, ideea este că noi când privim politicienii, n-ar trebui să îi privim ca femei sau bărbați. Dar iar trebuie să fie mai deștepți decât ăștia. Bă, dacă sunt femei, foarte bine să fie femei. Dar eu mă uit la femeile din politica noastră. Suntem cu toți trei de vreo 30 de ani în presă. Fără să vrem, știm viața intrării și ieșirii din politică a unor doamne. Cum au intrat, de ce au intrat. Bă, și atunci a avut valul caragiale. A se scuti. Da. Să faci canapele aia de la Liberal. Bă, eu zic, voi vreți să evitați, eu văd, mă uit la voi și văd că voi evitați subiectul Șoșoacă, bă. Deci asta e foarte clar. Deci de când ați început, o dați pe după colț cu Cileacu, cu nu știu ce, cu... Așa, apropo, da, mă, Cileacu... Ne-a prins, asta este, așa e. Cileacu, bă, Cileacu, dacă era, știi că era comanda de ce nu faceau femei la armata, era, ziceau noi, misoginismul nostru în armată, pe vremuri că dacă li s-ar da comanda culcat, s-ar pune pe spate, știi? Toate gândite, deci Cileacu totuși a luat poziția regulamentară. Dar, uite, de ce vă deranja pe voi, că, uite... Înseamnă că avem un public la ora asta majoritar feminin, dacă voturile sunt așa, sau un public care n-are nicio problemă, dar probabil că sunt foarte interesați ce am zice noi dacă, uite, candidează Ciolacu, auzi, Doamne ferește, ăsta poate să candideze. Dar e o femeie interesantă, Ciolacu, să știi. Ciolacu, da, Ciolacu. Bă, l-ai văzut în interviul ăsta, mă, cu ziariștii, dar să nu sărim de la una la alta. Bă, ai văzut ce ar trebui spus, mă,
Voi l-ați văzut? Pe Ciolacu cu două, Nu. trei zile, când am făcut noi cu clubul de presă să luăm apărarea lui Cristoiu Da. și, mă rog, până și Lazarus a fost și asta și se pare că demersul clubului de presă, te ca să-l laud și eu clubul de presă, a avut un succes pentru că a fost adresat guvernului, a fost adresat, Ciolacu s-a simțit el acolo și el avea o întâlnire cu presa și era cu Olguța Vasilescu acolo. Și a fost întrebat de presă, între altele, și treaba asta cu Cristoiu, și Ciolacu a spus: nu, că eu nu mă bag, că nu știu, cu YouTube-ul, cu Facebook, e treaba lor, că nu știu ce, dar Cristoiu l-acuzase clar, concret. Bă, tată, zice, cu toată responsabilitatea, știu că Ciolacu a intervenit să mi se suspende contul după vizita din Israel, pentru că, într-adevăr, Ion Cristoiu a avut acolo o teorie chiar foarte interesantă, care nu i-a convenit. Și ăsta, în loc să o lase moartă, știi, dă și dreptate lui Cristoiu. Adică, evident că în politică nu faci gafele astea, știi? Deci toată lumea de aici a înțeles, chiar dacă Ion Cristoiu n-ar fi avut dreptate. Zice, ba da, a avut, că uite Ciolacu și ce s-a întâmplat. Și vine Ciolacu, zice, eu nu pot să intervin acolo. Noi cu clubul am făcut un comunicat, am făcut-o așa fel încât să se transmită către Ciolacu. Ciolacu a dat răspunsul ăsta pur și simplu aiurea, după care au intervenit și cei de la protecția cu discriminarea și cu astea, care au fost sesizați tot de clubul de presă, și între timp i s-a ridicat sancțiunea lui Ion Cristoiu, Cristoiu. dar spun pe această cale că sancțiunea lui Luis Lazarus încă nu s-a ridicat, lui au fost Păi nu, furate dar nu e toate vorba de conturile. Cristoiu aici, măi, e vorba de un Dar principiu. puțin, i-au fost Oricine ar fi. furate. Hai să termin un pic. I-au fost furate toate conturile. Nu mai are acces, i s-au șters. Contul ăla de la Zeus TV, pe care avea toate filmările și toate podcasturile, i-a fost pur și simplu sechestrat, deci nu mai are acces la el. Și a fost prins și el în comunicatul nostru. Bine, Eu mă corect. bucur foarte mult că lui Ion Cristoiu s-a rezolvat problema și am și spus că nu ne interesează ce a spus practic Cristoiu, să nu ne înțeleagă cei care ne urmăresc greșit. Aici e vorba de libertatea de exprimare, e vorba că guvernul trebuie să fie garantul acestei libertăți de exprimare dacă vrea să trăiască într-o societate liberă și să nu Corect. existe ce ne spune Tavi, că să ajungem să ne informăm numai din surse oficiale și noi să mă putem să Și vorbim în mai e ceva, continuare, să Bogdane, stai putem puțin. vorbi. Bogdane, Deci, din punct. stai puțin că aș lua o chestiune juridică. Eu vreau să găsesc un avocat deștept sau poate mai mulți care să înțeleagă o chestiune. Deci să zicem că mie mâine YouTube-ul, pentru că nu știu, uite, nu i-a plăcut că am dat poza cu ambasadoarea americană și cu Cileacu și poate zice Turcescu, nu știu, a folosit un limbaj, nu știu cum, și îmi suspendă sau suspendă acest cont de YouTube. Păi bă, băieți, da, sutele, poate chiar miile de emisiuni existente în momentul de față pe acest canal sunt purtătoare de drepturi de autor. Da? Deci eu am făcut niște producții. Da? Am drepturi de autor pe aceste producții. Când tu decizi la un moment dat să, pe cazul lui Lazaru sau al cui al cuiva, să elimini un canal din ăsta de YouTube, să-i dai delete și așa mai departe, da? Tu în momentul respectiv ar trebui măcar să-mi dai posibilitatea ca eu, da, să-mi iau de pe acest canal de YouTube, da, producțiile pe care le-am făcut. Am înțeles, nu vrei să le mai găzduiești tu, că ți se pare că sunt ofensatoare din punctul tău de vedere sau că sunt neconforme cu politica ta editorială, să-i spunem felul ăsta. Am înțeles. Și spui numai ce căuta Turcescule cu aceste producții pe canalul meu de YouTube. Da, bă, dar lasă-mi contul, nu-l mai vede nimeni, am înțeles, dar dă-mi ocazia sau spunem, vei găsi la adresa cutare vreme de 30 de zile, comprimate în format zip, nu știu cum și așa mai departe, 143 de tera cu producțiile video pe care le-ai avut. Bă, nu dintr-o dată, cum să spun, că tu ai decis arbitrar, jap, mi-ai aruncat în neant undeva, înțelegi, nu mai există, niște producții pe care, repet, eu am drepturi de autor. Păi du-te în măta. Nu funcționează așa, adică se încalcă legislație cu duiumul. Ori cazurile care încep să fie din ce în ce mai multe din punctul ăsta de vedere ar trebui să își găsească rezolvarea printr-o acțiune în instanță prin care să găsim o formulă în care ori să ne putem război pe astfel de chestiuni, în justiție chiar, da? Ori să putem să ne recuperăm la un moment dat ca și creator de conținut, ca așa ni se spune, creator de conținut, da? Să ne putem recupera aceste producții. Alminteri, suntem într-o lume de nebuni, că altfel nu poți să-i spui. Iată Dar nu știu, oare de deja, o știi de acțiune pe ce? care ar putea Mine să o facă luptăm Clubul cu Român de comorile Autor. de vânt.
Robert. Com? Noi ne luptăm cu morile de vânt. Bă, ni s-a spus clar. Informația valabilă e cea oficială. Da. Și acum fac, oamenii ăștia fac tot posibilul să ne astupe gura. Și cred că vor reuși. Pentru că așa e, așa vine din, din America valul peste Europa și peste România. Deci nu e, zic de vreme, Tavi, Bogdan, bă, că... Să stăm pe burtă, Tavi. Hai să ne așezăm toți pe burtă, înțelegi? Da, mă. Și, da, și vă, mă, dacă te așezi pe burtă, spate, ca fata aia, Cireacul, e fată, nu? Parcă. Și, bă, cu siguranță o să vină toată lumea să zic eu, bă, ce bun jurnalist ești. Tu nu vezi despre ce e vorba acum, cu conformitatea cu linia guvernului, că zicea Bogdan, că dacă guvernul vrea o societate democratică, nu. Guvernul nu vrea o societate democratică. El vrea să ia hotărâri în numele nostru, să nu fie contrazis niciodată, să nu îi se pună la îndoială nici corectitudinea, nici inteligența sau altceva, ei să conducă și noi să respectăm regula, bă. Nu vezi? Cardurile. Tot. Păi, ne-am pierdut o grămadă de drepturi, bă. Păi, ajunge Curtea Constituțională, când Constituția spune clar că tu îți alegi cu ce plătești. Îmi spune ăla că, că e constituțional toată mizeria aia care actul ăla de desfințare a economiei românești și de punere cu botul pe labe a economiei românești. Apropo, Davi, cu asta, cu austeritatea, atâta fac paranteză, astăzi au venit toată asociația asta, ăsta de distribuie energie și electrică și tot ce va fi cu gazele, cu tot, și au spus foarte clar că să ne așteptăm la o explozie a prețurilor la curent, la gaze și la tot ce înseamnă combustibil de încălzire din pricina acestei ordonanțe austerității care au dezvăluit ei la un moment dat inhibă, deci nu mai dă dreptul la această protecție prin compensare și tot ce se poate să urmeze. Și păi, și au dat ordonanța și au asumat răspunderea, a intrat în vigoare, suntem în pragul iernii și ăștia au spus să vedeți acum, pentru că noi din punct de vedere legislativ, cu ordonanța asumată și cu tot cu cea, nu putem să intervenim, să mai oferim protecție cetățenilor pe perioada asta de iarnă cu, pentru prețurile. Crezi că, uite-te la ce miniștri am avut, uite-te la Virgil Popescu, la banditul ăla, care acum tace și nu mai zice nimic. Păi bă, tot ce a început cu demența asta cu energia, a început de la el, mă. Deci nu că numai urcăm puțin, aliniem prețurile, fiindcă o să fie mai ieftin. Păi frate, uite unde am ajuns. Lumea tace. Deci statul este în coterie cu oamenii ăștia care ne dau gaz. Pentru că un preț mare la gaz înseamnă și bani mai mulți la buget, bă, să poată ei să-și plătească. Iar compensarea, vis-a-vis de ce spui tu, compensarea, am spus-o de atâtea ori în emisiunea asta, înseamnă ca toți băieții deștepți din spate să primească de la buget banii, despre care noi să nu știm, deci sunt bani care se servesc pe tot ce înseamnă diferența de preț între prețul plafonat și prețul real, deci lor le convine să-l împingă cât mai sus, bani care după aceea se întorc și se dau și se distribuie atât pe linie de partid și după aceea cât și personal, da, pe acele filiere, se duc și totul e în detrimentul cetățeanului. Și atâta, dacă mai discutăm pe finalul acestei chestiuni, îi invit pe absolut pe toți să dea căutare pe YouTube, pe Facebook, pe oriunde găsesc ei, conferința asta de presă cu Olguța Vasilescu, să-l vadă în acțiune cu adevărat pe premierul Ciolacu. Deci cum e premierul Ciolacu acolo? E un nec ca nimeni care nu știe el pe ce lume se află. Și o spun cu toată răspunderea și responsabilitatea, deci am văzut ce e acolo. Nu știe legile, nu știe nimic, el nu știe de ce e el premier. El știe că e acolo un maimuțoi, o marionetă trasă de sforile Occidentului și de sforile statului paralel de aici, adică a firmelor sub acoperire, și nu știe nimic. Să vedeți când e întrebat de jurnaliști, culmea că o parte din ei erau din aia serviți care veneau de la guvern, de la aceeași unitate și stăteau acolo și ridicau la fileu niște întrebări. Și Ciolacul lângă Olguța nu știa și vorbește timid ca un covrigar care asta a făcut el la început, având covrigi de Buzău.
Deci invit pe toată lumea să se uite, să vadă cine ne conduce cu adevărat. Deci Ciolacul ăla care nu știe nimic acolo. Să caute ăsta, conferința acum de presă, era undeva pe vorba stradă. De, nu știu unde era de minunile guvernării. Bă, nu știu dacă ați văzut, dar se pregătește ceva. Domnul Angel Tâlvăr, ministru al apărării, care nu s-a remarcat pe nimic, în afara faptului că la un dat a fost surprins, cu ghilimele de rigoare, căutând o dronă până boșcheți. Deci acest Angel Tâlvăr propune mai nou ca serviciul de informații al armatei, armata are un serviciu de informații, bă, să poată să aibă, înființeze firme sub acoperire, să facă tot suiul de chestii. Atenție! Asta în contextul în care, să ne înțelegem, să fac din ce în ce mai multe, din ce în ce mai multe achiziții de armament. Cu alte cuvinte, da, niște băieți din armată ori fi zis, auzi mă, dacă tot facem achiziții în pizda, mă, de armament și de cutare, nu ne lasă bă și pe noi ăștia să facem și noi o firmă sub acoperire 2, 3, 5, 7 și în felul ăsta să facem niște parale bune, sigur, și pentru serviciul secret al armatei, dar și pentru noi înșine, da? Că vorba aceea, dacă tot cumpărăm arme, n-ar fi de colea să facem niște firme care să intermedieze eventual această cumpărare de arme. Și de fapt să fie firme acoperite, dar ale cui? Se mai să nu mai pe aia de la SRI să aibă. Să facem și noi la armată. Bă, ne umplem în felul ăsta în România după ce că atâtea firme acoperite are SRI-ul încât nu mai poți participa la nicio licitație pe bune în țara asta fără să dai nas în nas cu niște băieți din servicii care au ei firme acoperite și pun ei mâna pe respectivele contracte. Ei conduc economic. Acum aș mai face și armata, înțelegi, așa fel încât la un moment dat o să zicem, bă, dă-o un pis, da, mă, asta e toată lumea, nu mai faceți firme, că au destule serviciile, dacă ai nevoie de curățenie, ia serviciilor, firme de-astea de făcut curățenie, dacă ai nevoie de asfaltat... Îți spun și microfoanele după curățenie. Înțeleg, dacă ai nevoie de asfaltat, lasă că tot băieții din servicii, dacă ai nevoie de făcut offset pentru un contract, de exemplu, de armament, că să fac contracte offset, asta însemnând că o parte din ceea ce înseamnă fie ambalarea, fie repararea unor echipamente militare să face pe teritoriul României până niște firme de aici de România. Deci contractele de offset să fie făcute și luate de cine? De niște băieți din serviciile secret. Bă, până la urmă, hai să recunoaștem cu toții că asta nu mai e democrație, nu mai seamănă cu totul și cu toată altceva. Deci Angel Tâlvăr, rețineți, ministru al apărării, atât, bă, da, atât e bun. Asta păi da, bun, păi da, el, păi da, Angel Tâlvăr, că zicea că nu s-a... Da, într-adevăr, de când ministrul apărării nu s-a remarcat cu nimic, dar s-a remarcat anterior, pentru că era omul de casă acolo al lui Oprișan, deci la Vrancea, da. zis portofel, erau atunci cu toată șmenaleria de vigoare, deci la ce poate să te gândească ei, care erau combinatorii din Vrancea, decât la faptul că hai să scoatem și niște. Și aici, apropo, că știu foarte bine legea aia când a fost dată și a fost dată pe vremea lui Năstase, până la el firmele, serviciile de informații puteau să-și facă firme sub acoperire, dar nu erau operative, adică nu erau operative din punct de vedere logistic și tehnic al ce înseamnă un sistem de informații. Dar nu erau operative în economia națională și atunci ele trebuiau să participe și să intre pe filieră și să caute care alte firme mai mult din exterior aduc atingerei siguranței naționale și urmau și asta și când primeau bani sau participau pe diverse operațiuni financiare trebuia să ia bani din trezorerie, să-i întoarcă, să-i ducă, era o întreagă chestiune. Și pe treaba asta a venit Năstase și că el era atunci premier când a venit domne ca să poată să facă firmele sub acoperire și operațiuni financiare și să aibă firme în adevăratul sens al cuvântului ca să nu mai existe pe procedura asta. Și atunci a fost de acord. Bineînțeles că ei știau la ce o să fie, pentru că îți dai seama să ai o firmă care e sub acoperire, care poate după aceea să-ți facă filaj, să intervină, să ia, adică toată tehnica pe care o au la dispoziție. Percheziții. Da, serviciile de compromitere, șantaj, tot ce înseamnă din punctul ăsta de vedere și închipuiesc cum ai poți tu participa cu o firmă reală pe o piață pe care o crezi liberă și în care poți participa la licitații, care și așa se apă, am spus că e o structură de spălat afaceri cu statul, de spălat licitații și să-ți închipui. Și atunci te mai mir de ce să închid 4-5 mii de firme normale ale cetățenilor pe lună. Deci au trecut de 46.000 cele care s-au închis de la începutul anului până acum. Păi, nu pentru scopul, că dar nu pentru că aveau probleme.
sau astea și pentru că au fost băgate în faliment și în imposibilitatea de a-și continua activitatea. Și atunci piața e dominată de firmele sub acoperire, cu predilecția ale SRI-ului, care pe lângă toate astea ce pot să facă și să compromită firmele, și-au făcut o gașcă prin care participă și sugrumă și iau toate licitațiile din afacerile cu statul, că am zis că România nu e un stat capital, ci un stat de afaceri cu statul, și mai mult și-au făcut o serie de firme de casă, ca să dea și aparența că nu apar toate sub acoperire, și există așa zisele firme terțe care către chiar către astea se duc, cum ar fi partea de execuție și tot ce ar mai numai, că în momentul în care peste jumate din banii pe care iei de la buget să pierd în șpăgi, în tot ce iei banii și trag pe parcurs, atunci sub jumate ajung către firma care trebuie să facă execuția. De-aia ți închipui de ce n-ai nici autostrăzi, de ce nu merg alea, de ce nu merg tot felul de utilități și toate astea, pentru că se duc firmele terțe să facă, trebuie să-și ia și ea din bani, trebuie să plătească la rândul lor muncitori și nu mai au, și atunci execută o parte din lucrare și Da, mă, dar ce așteaptă mai o nouă mișto, revoluție. da, vreau să vă arăt ceva, Tavi, apropo de acest proiect de reformare. Bă, cel mai tare este cum sună această, repet, Direcția de Informații Armate vrea să aibă personalitate juridică să poată să intre în piață, să facă bănuți. Despre asta este vorba, ca să, pentru cine n-a înțeles ce vrea de fapt Angel Târfă. Dar fiți atenți cum prezintă televiziunea publică, asta, de România noastră, TVR-ul, da? Condusă de Dan Turturică, cum prezintă această informație. A, uite, uitați, titlul, ia arată-mă manule. Deci, proiect MAPN, proiect, m-ați înțeles, două puncte. Reorganizarea Direcției de Informații Armatei. Serviciul secret ar urma să aibă puteri mai mari. Adică, bă, nu e niciun fel de... E o reorganizare. Armata vrea să reformeze, bă, să reformeze, de zici că dă afară incompetenții și aduce competenții. Dar asta înseamnă o reformă, nu? Armata vrea să reformeze Direcția Generală de Informații și să-i dea puteri mai mari. Asta rezultă dintr-un proiect de lege publicat zilele acestea pe site-ul Ministerului Apărării. Asta e scrisă sigur, da, de Lin Petrișor. Fiți atenți aici. Potrivit documentului, păi da, mă, că e la TVR și la armată. Și la armată, nu e așa de... Proiect potrivit documentului, Serviciul Secret Militar ar rămâne tot în subordinea MAPN, însă ar avea personalitate juridică. Deci rămâne acolo, dar de fapt este stat în stat. Proiectul de lege mai înființează funcții de conducere. Serviciul va fi coordonat de directorul general, un prim adjunct și doi adjuncți. Șeful DGIA, Direcția Generală de Informații Armate, ar putea fi numit și demis de Ministerul Apărării pentru numire, fiindcă așa cum necesar avizul GSAT. Instituția, atenție, aici e senzația. Instituția condusă de Angel Tâlvăr susține că reorganizarea Direcției Generale de Informații este necesară în contextul geopolitic turbulent și impredictibil. Cu alte cuvinte, dacă nu facem din serviciul de informații al armatei o firmă, nu-și face firme sub acoperire și să aibă persoană juridică, frate, nu rezistăm în acest context geopolitic turbulent și Imprevizibil, impredictibil. imprevizibil. Impredictibil, înțeleg. Nu se poate, tat. Adică ceva de genul, păi dacă noi nu facem și noi niște bănuți acum, ne băgăm picioarele în ea de armată, bă, să fie foarte clar. Asta vor să zică băieții, înțelegeți? Băi, țara asta a devenit o țară de tâmpiți, mă. Pentru că eu n-am văzut, cu mici excepții, felicitări lui Victor Ciutacu, a făcut un video editorial foarte bun pe această temă. Bă, n-am văzut, mă, pe nimeni să... Astăzi trebuia să fie titlul de primă pagină, mă, mizeria asta, mă, înțelegeți? Bă, n-am văzut pe nimeni, mă, în țara asta să revolt. Bă, când vine vorba de cileacul care e pe burtă, da? Bă, există o emoție populară teribilă. Scrie ambasada Statelor Unite ale Americii. De ce ceva în țara asta? Să toți influencerii sunt împărțiți în tabere pro. Bă, când vine vorba de chestii serioase, de dălea care cu bătaie lungă, mă, înțelegeți? Se Mocos. purtă toată lumea. Căcănarilor. Da. Ei, Robert, adevărul este că România n-a scăpat niciodată de sub spectrul securității. Deci securitatea s-a transformat și a luat tot felul de înfățișări umanoide, dar spectrul securității și a controlului instituțiilor de forță asupra unui popor, bă, nu s-au estompat. Ele, uite, și chiar și biologic. Uite-te la USR, în care USR-ul a început ca o adunare de securiști, comandată de un securist, împreună cu ăsta, cu cum îl cheamă, Cioloș. Deci așa a început, să nu uităm totuși.
că unul dintre marii securiști, la rugămintea lui Cioloș, a făcut o adunare să facă un nou partid. De acolo încolo au început copiii securiștilor să se adune. Deci eu zic, băi, trebuie să facem și un partid politic, să intrăm în rândul lumii. Acum ce zic? Bă, hai să facem și niște bani, că cu, uite, că ăștia ne-au cam... Partidele le avem, partidele le avem. Și alea suveraniste. Da. Păi nu, dar dacă, corect, dar dacă nu merge cu politica, lumea nu e chiar proastă, nu îi votează nici pe unii, nici pe alții, atunci zici, bă, hai să facem totuși niște bani, băi frate. Hai să mai inventăm niște funcții, să mai inventăm. Eu aș vrea, aș întreba la se cam cât la sută din economia țării este stăpânită de firmele sub acoperire. Și atunci ne dăm seama exact de ce este lupta asta pentru înrobirea sistemului economic românesc, al capitalului românesc, pentru că e o luptă pentru distrugerea. Cel puțin 60%, dacă nu peste, este coordonată. Deci, da, condusă, eu și asta condusă și coordonată de... A început lupta asta pentru acapararea economiei, a început cu Căveșii, care și cu Coldea, care au făcut tot posibilul să distrugă capitalul românesc, care prindea viață. Acum vor să-l facă, au văzut că merge și că nimeni nu-i condamnă, deci până în ziua de astăzi justiția nu a răspuns pentru protocoalele SRI-DNA. Nici până acum. Nu există vinovați, nu există oameni morți prin pușcării, nu există sute de achitări, ca și când ar exista. Și acum au zis, băi, hai să facem prin lege, bă, să nu mai tot tocmim, tragem de brăcinari cu ăștia. Nu, tată, prin lege. Și atunci economia României va fi o economie de tip centralizat, cum era și în România de după 1989. Dar atunci încă mai rezista statul, mă, pentru că erau oameni de altă condiție decât hrăpăreți ăștia. Ăștia s-au obișnuit, bă, pe la Cannes și la... Atunci securiștii nu se duceau la Cannes. Acum toți, și familie și zic, copiilor, toți nu mai pot fără Cannes și fără Franța sudică. Ei au nevoie de concilii, au nevoie de vile, au nevoie de mașini, au nevoie de conturi. Auzi, dar o să întreb mai departe, deci ca să te completez, deci în afară de cât la sută din economie e controlată și coordonată de firmele sub acoperire, ți-am zis eu, peste 60%, poate ai ters cu tot, cu firmele de casă, cu tot, dar pot să te întreb cât la sută din traficul de droguri de pe piața românească e coordonat, cât la sută din tot traficul care că observ, da? Deci când mergi și te duci pe o filieră și ajungi la tot ce înseamnă trafic de droguri sau asta, ajungi de bine de rău în această zonă. Deci tot ce se întâmplă pe piața românească este în momentul de față coordonat de aceste instituții. Și tot ele sunt negociatoare cu marile puteri care vin de afară, cu stakeholderii, deci cu tot ce înseamnă multicorporatismul care a pătruns la noi și care e branșat direct la buget. Deci ca să înțelegem, deci firmele dau faliment, românii sunt călcați în picioare, se măresc taxe și accize, că asta a făcut Ciolacu, să înțeleagă toată lumea, se măresc în continuare tot ce înseamnă bani bugetați și după aia plafonări prin sistemul de plafonări se duc și se leagă direct la buget, adică să nu mai stea în licitații, să-și piardă vremea, să mai poată să vină și firmele normale care să poată să participe și să poată să câștige niște bani. Deci ei vin direct și au împărțit pe hălci toate aceste, ce înseamnă intrarea de afară, multicorporatismul, cu ce înseamnă multicapitalismul ăsta de buget, adică de afaceri cu statul din țară. Astea sunt. Iar ce se întâmplă, ceea ce vedem și o să se întâmple în continuare, este că noi vom fi jefuiți, jecmăniți prin astea cu curentul, prin faptul că s-au băgat niște accize care acum o să le vedem, că până acum încă se vând stocurile, da? Și alea când sunt pe stoc sunt încă neaccizate și sunt la banii de achiziție dinainte, dar o să vadă toată lumea ce înseamnă tot ce a băgat Ciolacu acum în ordonanța asta austerității și o să vedeți peste o lună, două și mai ales la începutul lui ianuarie ce impact o să aibă asupra tuturor românilor. Da, eu chiar sunt curând, o să sară atunci. Nici o țară democratică, serviciile secrete nu au voie să-și facă firme. În nicio țară. Faptul că noi suntem un stat eșuat
Asta înseamnă că nu... Iar asta ca să, iar asta ca să te completez, să termin, vis-a-vis de ce vorbea, de ce spunea Robert, de ce spunea Robert, imediat spun, că vreau să spun de mai mult. Nu le trebuie la anexa, la chestia lui care a fost dată pe Leonel Năstase, decât treaba asta, să fie prinși în anexă. Adică să aibă personalitatea juridică, să fie prinși în anexă și imediat o să facă firmele sub acoperire, cu care o să vezi că o să se facă negocierile directe. Pe tot ce... aici, în timp ce spunea Robert treaba asta, mă întrebam dacă nu cumva toate astea la achiziții au fost la un moment dat oprite și afacerea fregate, corvete, mai multe achiziții, dacă nu cumva pregătire la faptul că trebuie să apară firme sub acoperire ale armatei prin care să se deruleze toate contractele terțe. Bogdane, sigur că apar tu achiziționezi. Să deci, mai înțeleg o chestie, care e iarăși foarte important de spus povestea asta. Da. Când SRI-ul și-a făcut firmele acelea sub acoperire, ieșiseră din sistem la momentul respectiv foștii securiști, unii dintre ei, și aveau nevoie de culoar să poată să facă aceste firme. Sigur, colaborau cu SRI-ul, era evidentă povestea asta, sau chiar lucrau în aceste firme sub acoperire, îi angajase chiar SRI-ul. Acum avem și la armată acest fenomen. În ultimii ani au ieșit, s-au pensionat în condiții speciale și așa mai departe, o grămadă de colonei, generali, blam, 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 pam, 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 da? E, băieții ăștia stau acum pe bară și zic, bă, dar noi pe lângă pensia asta nu ciugulim, mă, și noi ceva? Hai, bă, să facă și ăștia niște firme, că uite, am văzut cum merge treaba cu imobiliarele, am văzut cum merge treaba cu IT-ul, știm și noi cum se face treaba cu asfaltările, ne pricepem și noi la contracte de offset, cum spuneam, am putea face și noi import-export, sigur, dăm și la armată, că facem cu ei, nu-i așa, că să-și facă persoana juridică, dar păi, și noi luăm păi și noi. Aici, aici ai, ai mare dreptate că... Dar să înțeleagă lumea că, când ai zis de pensii, să înțeleagă că cei din armată când se pensionează sunt relativ tineri, unii încep la 45-47 de ani să se pensioneze. Și uite, iau numai rapid așa, deci Coldea zice că este stăpân pe piața imobiliară, a intrat acolo pe afaceri, niște afaceri de milioane de lei, dar vine și milioane de euro. Vulpea, când a ieșit de acolo, are una dintre cele mai mari firme care sunt de consultanță și în domeniul de tot ce înseamnă, deci practic are un sistem de informații secret, de servicii secrete paralel, care este prins în toate zonele și toate astea de afaceri. Deci dacă e pe toți să vezi cum au ieșit și ce structuri au pus pe picioare, pe lângă firmele sub acoperire, o să te îngrozești și atunci o să-ți dai seama de amploare, de anvergura pe care au căpătat-o în România aceste servicii. Aș vrea, care... Mă sperie faptul că bă, nimeni nu zice nimic, băi, frate, adică se încarcă drepturile omului. Multe din drepturile omului le-am pierdut. Pas cu pas se încalcă tot. Se încalcă democrația. Acum vin și ăștia. Băi, și despre zice, toate firmele astea care vor căpăta personalitate juridică, băi, vor avea dreptul să facă percheziții, băi, frate. Deci numai că... Deci, deci e un gen de teroare pe care noi am avut-o în timpul lui Ceaușescu. Păi așa ne întoarcem fără democrație, fără nimic. Firmele în sine nu fac percheziții, dar vor fi în legătură directă cu aia care sunt în un serviciu trec, care fac percheziții. Sunt în același serviciu cu toții. Deci, băi, da, nu da, se mai nuanță. Nu se mai cutremură nimeni de pierderea democrației, mă, deci noi avem o democrație căzută, cade în fiecare zi cu oamenii ăștia care își fac orice pentru a-ți limita ție drepturile și a-și le crește pe ale lor. Băi, suntem într-un pericol îngrozitor. Toată lumea tace și e pe burtă, bă. Eu o să și scriu vreditoare, România pe burtă. Pentru că asta e, bă. Vine România, se aruncă pe burtă și vin ambasadele și te laudă, mă. Perfect, băi, asta ne-am dorit, mă. De chestiunea asta, dăm voie, acum, fără să aștept vreo... n-aștept niciun fel de, cum să spun, de periuță de la ambasadoarea americană. Dar aș vrea să-mi exprim regretul, compasiunea și să transmit condoleanțe poporului american care trăiește o adevărată dramă, un descreierat în statul Maine, din Statele Unite ale Americii, un descreierat care este fost instructor de arme de foc pregătit de armata americană, a ucis peste 20 de persoane, da? Încă nu se știe exact. Sunt de asemenea 10 de răniți. Este cel mai sângeros atac armat din SUA din ultimii ani, după cum titrează și presa noastră.
a deschis focul. Deci avem încă o, încă una în Statele Unite ale Americii. Și încă liber, de încă liber, sau la ora și la încă liber, noi... nu l-au prins, exact. S-au suspendat cursurile în școli, deci este o chestiune din categoria asta. Deocamdată e adevărat pe site-ul, acum sunt răutăcioși ușor ironic, să fiu iertat, ba dacă vreți, mă, doamna ambasador, mă pun și pe burtă, pe pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București încă n-apare nimic în legătură cu această chestiune. Dar nu de ambasadoare îmi pasă mie până mă. Ambasadorii, cum am mai văzut, vin, trec, mai fac niște afaceri, mai rămân la fondul proprietatea, naiba să-i pieptene, numai despre asta e vorba. Ideea este că poporul american traversează o perioadă cruntă și încă una astăzi, că dacă, Doamne ferește, mai apare și vreo de... întotdeauna când apare o astfel de chestie, mai ales într-un context din ăsta, mă gândesc că dacă, Doamne ferește, să face vreo legătură, atenție, o supoziție, e un scenariu, e ce vreți, dacă se face vreo legătură între ăsta care a împușcat americani și că el o fi fost radicalizat de vreo grupare islamică, așa mai departe, da? Că nu e imposibil, e ca în filmul ăla, cum se numea, mă, filmul ăla? Celebru. Ah, cum îi zice? Manchurian Candidate. Nu Manchurian Candidate. A fost serialul ăsta, Homeland. Dacă se descopere că e vreun dăla ca în Homeland, care a fost radicalizat de vreo grupare islamică și așa mai departe, păi nu că suntem în al treilea război mondial, că în el suntem deja, dar suntem deja spre finalul celui de-al treilea război mondial. Și acum, dacă tot am ajuns aici, așa, cu volta asta, spun încă o dată, condoleanțe, e un moment trist, aștept să posteze și doamna ambasador al Statelor Unite ale Americii la București ceva pe pagina ei de Facebook, dar probabil că este încă în stare de șoc. Că de Cileacu s-a grăbit să scrie acum de ce se întâmplă în America, nu zise nimic, ca să spun și eu ca oltean. Băi Bogdane, iar ai publicat o nebunie pe ziua, că m-am și speriat când mi-ai trimis link-ul. Nu mai râde, da? Vine domnul, hai să arătăm manul, vine domnul Comaroni aici de față și scrie cu litere de oșchiapă. Trăim în cel de-al treilea război mondial din scrisoarea lui Albert Pike către Giuseppe Mazzini. Bă, în primul rând, abar n-aveam cine naiba este Albert Pike, da? Că trăim în cel de-al treilea război mondial, sunt de acord. Nu știam cine e Mazzini, mă rog, adică e o nebunie din asta în care începe așa. Și acum o să las pe Bogdan să ne spună mai departe. Albert Pike, atenție, deci când am citit v-am spus, m-am trezit brusc. Cel care a pus bazele unei mișcări sataniste luciferiene... Nu râde, Tavi, că e grav. Pătut să-mi fac o cafea. Nu, să fac și mie una, te rog. Așa. I-a scris o scrisoare politicianului italian. Nu deși strana. Așa, Giuseppe Mazzini, la 1871, în care descrie noua ordine mondială ce trebuie instaurată, care vor fi pașii necesari pentru a-i se implementa, dar și războaiele ce vor trebui declanșate pentru a pune la comandă un guvern mondial. Și de aici începe nebunia. Scrisoarea care a fost publicată inițial într-o carte în 54 a fost expusă la un muzeu în 77, la British Museum, după care a dispărut. A fost negată existența ei, chiar dacă erau numeroși martori care au văzut să expusă. Acum îl întreb pe Comaroni, pe bune, ce lume, e ceva adevărat în treaba asta sau e așa, e vreun fonfleu? Deci fii atent, la început, recunosc că nici eu nu știam de scrisoarea asta și mi-a fost sugerată într-un contul de Facebook în care eu intru din ce în ce mai rar, culmea de o persoană care urmărește emisiunea noastră. Deci din urma emisiunii de săptămâna trecută. Așa. A fost treaba. Și în care acea persoană, îmi pare rău că nu și-a dat numele, avea un pseudonim de ăsta. Așa. De eu, așa. Și m-a întrebat, zice, domnule, zice, ați văzut scrisoarea lui Albert Pike către Mazzini? Și eu de la Albert Pike am auzit. Deci Albert Pike e unul din
formatorii mișcării sataniste, asta cu Luciferian, era framason de grad mare, are o serie întreagă de lucrări, este legat de primele părți ale cultului iluminat, el la care a plecat din Bavaria și s-a dus și a venit către Statele Unite și el a construit, inclusiv a dus către Biblia satanică, deci multe chestiuni de genul ăsta și ei cred într-un cult luciferian, adică ei merg pe ideea că Dumnezeu ar fi de fapt Lucifer, adică și că era cel care aducea lumina și că era, adică creatorul lumii ăsta și stăpânitorul lumii, practic ar fi Lucifer, ceea ce în a doua parte da, e adevărat, se vede din ce în ce mai mult că e stăpânitorul acestei lumi, așa, și că el este de fapt o personalitate a vremii lui. Nu auzisem de Mazzini ăsta, care era un politician italian și căruia ăsta Pike i-a scris o scrisoare în 1871. Este foarte interesant că într-o primă fază, până să văd, să caut, să văd ce exact cu scrisoarea asta, eu n-am crezut mare lucru, pentru că spunea că scrisoarea a fost prima dată publicată, mă rog, într-o carte din 1954 a unui tip și că ăla a redat-o. Și a zis, bă, în 1954, stai că se încheiază și primul război mondial, se încheiază și al doilea, se făcuse statul Israel, deci și mișcarea sionistă era în toi, era nu știu ce, deci una era la 1871 și una era. Dacă citești ce spune el în scrisoarea asta, că trebuie făcut pentru... n-avem timp acum să citim toată scrisoarea, e și la mine pe site, e, deci el spune ce trebuie făcut și care sunt pașii și asta este extraordinar, că termină cum va trebui în urma celui de-al treilea război mondial să apară acest guvern mondial, o nouă ordine mondială la care să conducă și să fie ei la conducere. Adică da, această aici, mișcare... Aici s-ar putea să... toată lumea să zică, bă, s-ar putea să ajungem acolo. Dacă lucrurile da, stai puțin, razna... Stai puțin, e interesant. Da. Interesant e că în prima fază ziceai, bă, deci primul război, al doilea, deci Pike murise deja, Albert Pike, era nu știu cum, și zici, bă, dacă scrisoarea, cine știe, ăsta cu care... Foarte interesant e că dacă în primul război mondial îți spune exact, nu știu ce, cu partea țaristă, deci vine Pai și spune cum trebuie practic scos din Imperiul Țarist cu Rusia și a dus comunismul. Bineînțeles că, o altă paranteză, mulți au spus că pe vremea lui Pike nu exista noțiunea de comunism, de sionism, de nu știu ce, ba exista pentru că exact în mișcările astea a fost constituit și asta am documentat și așa este. Deci el vine și spune că în primul război mondial practic trebuie instaurat acea mișcare pe care ei o generau și o puneau comunismul, că trebuie să vină, nu știu ce, că partea țaristă se duce, că al doilea război mondial să vină să ducă și că e prigoana pe care era și o coliziune între fascism și sionism și cum trebuie făcută. E, dacă până aici puteai să spui că în 54 și se cunoșteau și că putea fi o făcătură și așa, domne, ce se întâmplă astăzi și în al treilea război mondial pe care îl definește, da, poți să zici că se aștepta lumea și la un al treilea război mondial în 54, dar el îl definește Pike. Spune acolo foarte clar că este vorba de mișcarea sionistă, de confruntarea majoră cu islamismul, că în această confruntare trebuie să dispară toate religiile, adică și Israelul și tot ce înseamnă mișcare sionistă și toate trebuie să ducă la dispariție și că în locul lor și cu tot să se instaureze un guvern mondial, pentru că toate statele vor fi măcinate în urma acestui război pe care... Din ce insinuează el acolo, se distinge că ar fi multiproxy, pentru că adică cu mult mai multe focare și după aia cu mult mai multe focare globale, la ceea ce asistăm deja, și că în urma lor, populația asta și cu liderii planetei care vor fi într-o degringoladă și într-o chestiune de asta în care nimeni nu va mai ști ce siguranță va avea ziua de mâine și ce, toate și populațiile și liderii vor ține practic instaurarea unui guvern mondial, unei poliții mondiale, unei armate globale, cu tot și a unei noi ordini mondiale. Deci asta spune scrisoarea aia și repet, cel mai devreme era în 54, da? În 54 cu greu puteai să prevezi cu statul Israel, cu jihadul, cu mișcarea islamică, să-ți închipui cum vor porni astea și cum se vor coaliza și tot ce va fi acolo. Deci, dacă acest punct al treilea e real, poți pune întrebarea dacă nu cumva și primele două sunt reale. Dacă primele două sunt reale, sunt reale în sensul că dacă le-a prevăzut Pike în 1871, că ele sunt reale, clar sunt reale, adică așa, atunci îți pui întrebarea dacă mișcarea asta, de că mergi cu gândul mai departe, dacă nu din mișcarea asta de la cel puțin 1871 încoace
este prevăzută și gândită o nouă ordine mondială, dacă nu e prevăzută și gândit un nou guvern mondial. Și atunci, Oleg, cu ce am vorbit de multe ori în emisiunea tale și am documentat, tot la 1848 și se naște 1870, ca an de referință, apare bine constituită mișcarea pe care noi o numim neomarxistă, care vine pe latura cealaltă alu Aldous Huxley și al frațului alu Julian Huxley, cu minunata lume nouă, cu toate alea, dacă nu în momentul ăla în care a simțit Orwell să aibă scrierile și ferma animalelor și 1984. Deci iată că dacă te apuci și te transferi în acea perioadă și vezi că bazele noi ordine, o noi ordin mondiale și a guvernului unic și a ceea ce va urma, se puneau atunci de diverse structuri care au fie luciferiene, fie neomarxiste, progresiste, cum le spunem acum, și care conduceau spre transumanism, eugenie, transgenderism, toate astea la un loc, pe o latură socială, civilă și pe latura militară, cu scopul final de a stăpâni lumea printr-o nouă ordine mondială și printr-un guvern unic mondial. Și atunci, dacă toate astea le pui cap la cap, pornind de la un fel de, hai să vedem ce fake-uri ale vremii s-au făcut, n-ai cum să nu observi că există mai mult decât sâmburele de adevăr. Dar știi ce e paradoxal, Bogdane? Mă ține chiar că o mare personalitate a risorgimentului italian. M-ar fi interesat care a fost răspunsul lui Mazzini, dar nici asta nu mai contează. Bă, noi ne-am obișnuit lumea asta să trăim astăzi, mă. Deci, cu toate semnele astea, uite numai la Orwell. Păi, bă, România este orwelliană total, mă. Deci, uite, cu chestia asta care am discutat-o mai devreme, bă, Orwell este din ce în ce mai prezent. Cu toate astea, noi trăim într-un prezent continuu, mă. Deci națiunile, dar mai ales România, care este îngenunchiată, este vai de capul ei, are cei mai proști conducători din istorie ei, băi, parcă nu ține nimeni seama de asta. Noi trăim azi, că asta e și, cred că e și ideea care ni se induce, că mâine și ieri să renunțăm la istorie, să renunțăm la Dumnezeu și să renunțăm să ne gândim la mâine, bă, astăzi se întâmplă totul. Astăzi e bine, astăzi e ok, mâine e o altă zi. Asta e o chestie foarte perdantă. Și degeaba au tot spus și ăla cu care făceam noi, cum îl cheamă pe grecul ăla, noi, Bogdane, făceam cu bietul Alexandrescu Horia, săracul, cu Dumnezeu să-l odihnească, de ne spunea de grecul ăla, cum îl cheamă, care a înființat Academia Română. Nu știi, el era cu... Mă rog, tot așa, au fost diversi oameni care au simțit că lucrurile capătă o înfățișare sinistră în timp. Bă, noi nu i-am luat în seamă... Cel de care la un moment dat aveam și a fost legătura aia cu planul Calergy, gata. Da, Calergy, exact. Băi, frate, deci oamenii ăștia tot spun, fiecare în epoca lor, cu mijloacele lor de cunoaștere de atunci, că acum zicem, domnule, că mă lasă, că ăștia erau niște cretini. Nu, bă, așa, cu mijloacele lor și ale științei și ale culturii lor din momentul respectiv, ca și de la ăsta până la Orwell, bă, au atenționat că o luăm razna, bă, că o luăm razna complet. Că există un grup de oameni care fac valuri și care au tot mai mulți adepți, care și ei trăiesc astăzi. Că ea nu se mai gândesc la viitor, bă. Aia zic, bă, astăzi trăiesc eu bine, ca și ăștia. Bă, dă-i, mă, vizamnesc cu democrația lor. Hai să conducem noi, bă, hai să facem noi. Hai să ne îmbogățim noi astăzi. Mâine vin copiii noștri și tot așa îi perpetuează o stare din asta complet antidemocratică pentru propriul lor bine. Care și trăiesc astăzi. Noi mai stăm aici, ne mai uităm la cărți, mai citim un altă, spunem, bă, dar mâine, uite ce se întâmplă cu copiii noștri, uite ce se întâmplă cu aia, bă, totul e un dezastru. Stai și vezi lipsa de reacție a tuturor oamenilor de bună credință, mă, că era vorba aia. Bă, dacă toți oamenii de bună credință tac, rău se perpetuează și se duce înainte. Pentru că tac, bă, și oamenii de bună credință, tac, bă, că îi frică bala asta. Bă, dar astăzi mi-e bine, de ce să fac eu bățul prin gard? Da, Tavi, când le legi pe toate, că asta spuneam mai devreme, când le legi pe toate, uite-te, când ai pus cap la cap și ce spunea Orwell, și ce spunea Owen, și Huxley, și
cu toți și partea asta lui Pike și multe, multe. Nu poți să nu-ți dai seama că există un plan. Și ce faci? Că trebuie să azi. Nu. Deci pe lângă aia de ziceai tu că lumea trăiește doar pentru azi și de aia nu înțelege. Și nu înțelege și n-are, nu pune preț pe generațiile viitoare sau generațiile din care provin. Și zic astăzi să fie, nu știu cum. Dar fii atent, pe de altă parte, nu poți să-ți dai seama că acești psihopați, că altfel nu poți să le zici din moment ce vor să facă depopulare, să aibă control omenirii, să facă tot și intervin cu toate, cu criză climatică, încălzire globală și câte și mai câte, în toate, atacul asupra omului e din toate direcțiile, pe toate planurile. Trăim într-o atmosferă de frică. Da, și în care, în care să prinzi acea nesiguranță de care vorbea Paici cu tot, adică să ajungi printr-o stare de frică să te predai și să zici, domnule, mă predau să vină un guvern mondial, domnule, să vină oricine, numai să fie liniște și să stau eu. Dar nu poți să nu constați că planul acestor psihopați este transgenerațional, vine din o vechime și are o continuitate, că Paici evident că nu se gândea pe durata vieții lui sau pe durata lui. Pe de o parte asta, dar băi, există și o mare cantitate, din ce în ce mai mare cantitate de prostie. Bă, acum nu știu câți ani s-a discutat chestiunea cu ascultarea telefoanelor, bă, erau dobitoci cu D mare, care spuneau, oameni de televiziune, oameni de presă, care spuneau, bă, dar bă, pe mine mă poate asculta, că eu n-am nimic de ascuns. Bă, când tu îți cedezi propriile drepturi, fără să spui nimic, bă, ca și asta cu cardul. Bă, și eu ce, eu și așa nu cheltuiesc mai mult de nu știu cât cash. Bă, dar dreptul tău de a face ce dorești tu cu banii tăi, cu orice formă de bani, bă, asta nu mai contează pentru ei. Dreptul de a nu fi ascultat, de a avea intimitate, nu este. Acum și ăștia pot face percheziții. Și ei pot face percheziții. Dacă fumăm în casă, o să fim arestați. Dacă fumăm, ai văzut, pe tacit, a trebuit că să nu mai fumezi la 50 de metri. Bă, dar problema este că nimeni nu se revoltă, într-adevăr, și în România, cu atât mai puțin, dar nu pot să nu observ că noi aflăm părți din plan, părți din planul pe care le-au definit cândva, ba Pike, ba Calergy, ba venea Huxley, ba venea o parte din ei și spuneau, pe o parte dintre ele le întrevezi în măsurile economice, sociale și mai ales politice și geostrategice globale și le întrevezi cum apar și atunci nu poți să nu te gândești că acest plan care este un plan, că vrei că are conotație sau nu biblică, apocaliptică, că nu are, că este un plan gândit de ei și de subjugarea omenirii. Dar nu poți să nu constați că el se duce către o finalitate în care tindem să ne aflăm. Adică, deci toate aceste lucrări converg către un final în care pare că ne aflăm. Adică chiar și Pike vorbește de al treilea război mondial care va structura, va duce și va conduce către guvernul mondial, adică suntem în desfășurarea lui. Calergy zicea că la un moment dat când a creat, Calergy este unul din creatorii și artizanii Uniunii Europene. Știi bine, asta explic pentru cine nu știe dintre cei care ne urmăresc. Și Calergy este cel care inclusiv a spus care să fie imnul Uniunii Europene, cum să arate drapelul și ce să facă și că Uniunea Europeană trebuie să ajungă să fie constituită dintr-o populație docilă, metisă, care să primească migranți mulți și să fie cu sângele amestecat și cu populație indicată clar ca fiind metisă și de tip musulman, cu să intre aici și să se amestece și să devină, să ajungă la să ducă în Europa către o religie comună, iudeo-creștino-islamică, ceea ce pare o aberație, dar așa gândea Calergy la momentul respectiv. Vezi pe de altă parte în alte scrieri și alte planuri care apar că toate se încep să se lege, vezi din lucrările lui Huxley și tot și ale lui Julian Fratisu mai importante, deci care veneau și spuneau unde trebuie să ajungă transumanismul, eugenia, transgenderismul. După aceea vezi în ei cum au creat, toate aceste organisme internaționale și au fost gândite, sunt scrise în lucrări din 1870, iar ajunge la anul 1870, până în 1890, în care defineau foarte clar ONU, Organizația Națiunilor Unite, trebuie structurată, care să fie și care să fie rampa de lansare și tot ce s-a către guvernul mondial. După UNESCO, deci trebuia să apară, tot ei l-au gândit. FAO, deci toate aceste organisme, UNICEF-ul, toate care trebuia să apară și care la rândul lor să crească și să devină ministere ale acestui guvern mondial. Deci toate au fost găsite și sunt scrise în lucrările lor. Da, mă, și ce folos?
Toate parasitul lucra și uite ca să avem și latura biblică, că tot spun ăștia, cei care ne urmăresc și care, cărora le mulțumesc că îmi și scriu în Facebook și îmi spun, mă roagă să spun cât mai des dacă găsesc astfel de paralele. Sigur că ele apar și în ideea apocaliptică, deci apar, dacă vrei, acest război care se petrece acum în Gaza cu Israelul. Deci apare, știi că data trecută spuneam la un moment dat că lumea islamică vine și se leagă către toată asta. E, ce am văzut săptămâna asta? Și cu asta închei, te las imediat, Tavis. Am văzut că din ce în ce mai multe, să zicem, entități occidentale, deci care vin către zona de care vorbim noi, globalistă, către laturile astea neomarxiste și ce am spus până acum, au luat o atitudine care pare că e împotriva statului Israel. Adică a venit Guterres de la ONU și a zis că, domne, stai așa, că ce se întâmplă acolo, că nu-i bine, că Palestina, că stai să vezi că voi israelenii le-ați luat lor la teritorii, că au făcut replică, Israelul nu i-a mai lăsat pe ăștia să vină, șeful care pe acțiuni umanitare n-a primit viza, a zis că de la ONU nu mai primește nimeni viza și că Guterres trebuie să-și dea demisia pentru ce a spus împotriva statului Israel, pentru că statul Israel a fost obișnuit că orice spun ei sau cine e sau cine împotriva lor devine antisemit și antisionist și gata, trebuie executat. Până și Biden a venit și a lăsat-o mai mult. A venit Obama, care e adevărat, Obama vine din părinți musulmani. Obama a venit și a spus, domne, nu e regulă. Au venit ăștia și au zis, domne, umanitar, ce se întâmplă acolo? A venit Erdogan, care... Turcia face parte din NATO, deci din structura lor și este una din forțele cele mai mari ale NATO. Și a spus că, bă, dacă se întâmplă acolo un caz de ăsta, analizăm cu aia și a zis Erdogan că stai că palestinienii au dreptul lor, că ei sunt mujahedin, că luptă. Deci toate aceste state și națiuni se ridică, para se ridica împotriva Israelului. Ori în Biblie trecut, că în timpurile de pe urmă, toți împărații pământului vor veni împotriva națiunii și ceea ce devine iarăși, acum că tot am vorbit de partea luciferică și asta dacă am vorbit de Albert Pike, că anticristul care va veni va fi într-o primă fază, va fi un pacifist, va dori să facă pace și va fi privit de întreaga planetă așa ca o chestie, ca un al doilea mesia sau din punct de vedere al religiei mozaice. Și iată că lucrurile pare să se întâmple. Deci toate națiunile încep să se îndrepte împotriva Israelului, deși nu părea, pentru că balanța asta între statul american, Occident și hegemonia asta unipolară a văzut că e nasoală să te duci să te lupți cu lumea multipolară, pentru că aia imediat s-au coalizat pe lângă țările arabe care vor să intre în BRICS și vor intra de la 1 ianuarie. Pe lângă Iranul, care îi reprezintă pe perși, da? Sunt și acolo în treaba asta. Toată zona aia și cu tot ce înseamnă China în spate, India și cu populațiile globale, îți arată că, din punct de vedere geostrategic militar, lumea unipolară pe care o reprezintă Occidentul nu se poate pune cu lumea multipolară. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că americanii au intervenit și au cerut să se facă un răgaz, să nu fie o intervenție, pentru că o intervenție va duce imediat la o reacție masivă a lumii islamice și mai ales în capitalele europene, chiar și în Statele Unite și în Canada, îți arată că lucrurile astea se întâmplă. Și pentru cei care mă rugau să comentez și partea asta, adică ce e în realitatea noastră de zi de zi, dacă se regăsește, iată că pe lângă ce spune Pike, care Pike aici nu face previziune, adică el n-a previzionat nimic. Pike prezintă un plan care e pus în aplicare și pe care îl vedem în derulare. Previziunile, să zicem, sunt cele pe care le putem găsi în Apocalipsă. Și pe astea le vedem din punctul ăsta de vedere, că sunt reale, că nu sunt reale, că nu știm sigur dacă avem ochii deschiși să le înțelegem, dar le vedem că sunt tot prevăzute în zilele, așa zis, de pe urmă, cum și planurile astora psihopaților conduc către o zonă de finalitate. Adică se pare că în timpul vieții noastre și a generației, cum zice Tavi în discuțiile pe care le am eu cu el și spune că generația noastră pare a fi ultima din asta care mai poate duce o confruntare și care se mai poate apăra și care poate avea creștinismul și creștinătatea alături și că generații următoare, astea care deja sunt cu prele spălate și cu tot, nu avem mari speranțe. Și aici, mă rog,
om avea, nu avea, nu știm noi, că și despre generațiile noastre se spunea la fel, dar iată că toate astea converg și ar apărea că duc către faptul că în timpul vieții noastre sau generației imediat considerată a noastră se vor petrece mare parte din aceste evenimente. Dar vezi ce paradoxul e dracului, mă. Că ăsta, Paichi scrie Mazzini, mare personalitate, risorgimentul italian, bă, nu mi-aduc aminte sau din istorie, nu pare că Mazzini l-ar fi băgat în seamă pe Paichi și ar fi schimbat ceva. Ca așa bă, cum... Nu, e Mazzini, că m-am uitat și eu ce a făcut. Deci, pe lângă, eu nu știam de el, m-am uitat să văd ce. Și a fost un mare politician, a scris lucrări, avocat, cărți. Da. Avocat, dar este și el, era un confident și un apropiat al lui Paik și a mișcării de tip Illuminati din Bavaria și bazelor puse de Paik. De asta am zis, dar nu asta zic, bă, da. Adică scria un trec ca unor intimi. Deci. Da. Cu toate avertismentele astea care le facem și noi aici în fiecare săptămână, bă, lucrurile se răutățesc din ce în ce, cu fiecare zi care... Nu, Stavie, nu mai suntem în emisie sau... Da, sunteți băieți, v-am lăsat, că e foarte interesant ce spuneți. Sunt și eu, cum să spun, foarte atât, la fel ca toți ceilalți și chiar citesc ce scrie oamenii. Nu, am spus că a rămas, nu, cu cea plăcere să vorbesc cu Tavi, dar vreau să știu dacă am rămas, că vorbim... Nu, da, ai previzionat, uite, ai previzionat și... De oameni care sunt pe canalul de YouTube în acest moment, așa. În curând, tu ai previzionat ce se va întâmpla. Noi vom vorbi între noi. Pentru că va veni o tembelă de la nu știu ce companie care ne va tăia, ne va bloca jucăria asta. Deci cu toate avertismentele care sunt pe piață, cu toți oamenii formați într-o cultură, că eu pe zi ce trece îmi văd neomarxismul ăsta cât de agresiv, bă, începe să-mi recrească, bă, să-mi dublez încrederea în valorile perene ale neamului ăsta, în literatură, în vechii gânditori. Încep să iubesc America aia anilor 30, pe care o iubeam și atunci. Că am văzut, dacă mi-a trimis Bogdan, la un moment dat, imnul Americii cântat de un hipiot, cum îl cheamă? Foarte mișto, pe stadion. Pe stadionul ăla, nu știu ce era acolo. Cred că hipiotul era eu. Cum? Nu, eu cred că i-am trimis, imnul nu era cântat de ăștia doi de la Metallica, de Hetfield și Hammett. Nu, era unul singur, cu părul lung, dar bă, și am scos o lacrimă pentru America asta. Hendrix a făcut imnul Americii la chitară electrică, foarte mișto, da. Da, bine, aia știm noi, dar era atunci când eram noi mici și iubeam America. Mă iubesc și acum, America aia, cu lui Taxi Driver și a lui... E alta America. Nu zic, eu am tot respectul față de poporul american. Și altă de plâng, lume, măi, Tavi, măi. Nu neapărat numai alta plâng, America. De plâng moartea acestor nevinovați săraci 22 de oameni și mă plec în fața sacrificiului lor, că s-au sacrificați ca niște miei nevinovați. Dar ideea că e atât de agresivă lumea asta tâmpită și tembelă în care le pierdem în fiecare zi câte un drept, fără nicio reacție, băi, fără nicio reacție. Bă, unde-s, mă, mari intelectuali ai țării ăstea, mă? Oameni care au scris cărți bune, unii dintre ei. Unde sunt, mă? Tac, liniștiți și spun exact același slogan care îl spun toți. Bă, mie să-mi fie bine, astăzi e bine, mai vedem noi mâine. Și așa vom ajunge într-un mare căcat din care nu ne va mai scoate nimeni pentru că nu a avut cine să ne scoată. Am ajuns, deci... Tavi, suntem acolo. E aici, înțelegi? E aici. Bă, un scriitor celebru, nu mai mi-amintesc care, în timpul când care erau vânați evrei, în timpul celui de-al treilea Reich, al lui Hitler, băi, spunea, bă, la un moment dat i-a luat pe bețiv. Zice, eu pe bețiv nu eram bețiv, nu m-a interesat. La un moment dat i-a luat pe homosexuali. Eu nu eram homosexual și n-am zis nimic. La un moment dat au venit să mă ia pe nimeni și nu mai era nimeni care să spună ceva. Așa vom ajunge. Vom tăcea, ni se va băga pumnul în gură, încet, încet. Nu știu, chiar mă mir că încă emisiunea noastră dacă poate fi văzută. Dacă o să stai pe burtă, o să fie bine. Iată-i.
Da, dacă să ai pe burtă, eu, editorialul de săptămâna viitoare asta se va intitula România pe dacă burtă. Dacă stai pe burtă și te informezi doar din surse oficiale, înțeleg, tot ești pe burtă, da? Te informezi din surse oficiale, o să primești și un, cum să spun, o felicitare din partea ambasadelor, o să-ți fie bine. Totul e să stai pe burtă. Da, eu aș mai pune la chestia asta cu serviciul armatei, bă, ca să facă percheziții o dată pe săptămână la fiecare. Da, vreau să vă arăt o prima pagină din Politico de astăzi. Știți că urmează să fie un Consiliu European în care se vor întâlni liderii Uniunii Europene să vorbească despre situația dintre Israel și Hamas. Deci va fi nebunie, clar. Numai că Politico are un articol de primă pagină astăzi, vă recomand să citiți Politico, e chiar mișto, adică se întâmplă lucruri aici, în care sub acest titlu cu două războaie care par să fie prea mult, a traducere liberă, cum spune, pentru liderii europeni, sau amenință să fie prea mult pentru liderii europeni, veți găsi într-adevăr niște îngrijorări absolut legitime. La cum arată lumea de astăzi, era destul de mult ce se întâmpla cu în Ucraina pentru liderii europeni, adică gâfâiau, da? Că cu banii, că cu cerealele, că cu aia, că cu Zelenski care urlă, țipă și așa mai departe. Dar când pe lângă războiul ăsta legat dintre Rusia și Ucraina vine și nebunia dintre Israel și Hamas și vine o nouă nevoie de bani, de arme, de supraveghere, de imigranți, de așa mai departe, chestia asta s-ar putea să fie, îmi pare rău să o spun, dar nu spun numai eu, o spun cumva printre rânduri, dacă vreți, și acest articol, chestia s-ar putea să fie fatală pentru ceea ce înseamnă sistemul european în forma în care l-am cunoscut în ultimii ani, să zicem așa, da? Adică fie se schimbă, pe lângă faptul că, sigur, de exemplu, consecințe ale războiilor acestora, povestea cu spațiul Schengen, s-a dus dracu, gata, a avut dreptate cancelarul ăsta al Austriei pe care l-am înjurat cu toții, când a zis de ună-s la întâlnirea cu bulgarul, bă, câtă vreme în momentul de față există aceste războaie, există povestea cu imigranții, cu nu știu ce, nu putem vorbi despre extinderea, așa, vom vorbi poate după ce se termină aceste războaie. Ai văzut cât de repede s-a ales praful de spațiu Schengen? Cine zice că Uniunea Europeană e foarte greu să se destrame, că a fost un concept, că e pusă așa, că e legată cu lanțuri, uite chestia cu spațiu Schengen despre care acum 10 zile toată lumea zicea că e bătut în cuie. S-a terminat în 3 zile. Și într-o zi, 2, 3, 5, 7, se trezește la un moment dat italianul sau francezul sau germanul și vor zice, bă, facem referendum pentru ieșirea din UE sau pentru altceva. Deci te poți aștepta la orice. Așa că, dincolo de războaiele în care se moare la propriu din cauza glonțului, există niște războaie politice de o magnitudine teribilă care s-ar putea lăsa cu niște consecințe îngrozitoare. Dispariția Uniunii Europene așa cum o știam, apariția unor forme de guvernare la care nu ne-am gândit că se mai pot vedea în Europa. Și aici mă refer chiar la semidictaturi, le putem spune, sau sisteme de conducere în stil autocrat. Vom vedea tot soiul de schimbări pentru că frica, foamea, instabilitatea monetară, recesiunea economică, să vorbește și despre asta, toate aceste lucruri n-au cum să ne lase pe toți, să zicem, lasă-mă că noi stăm acasă pe canapea, ne uităm la televizor, mai bem o bere, mai facem o chestiune asta și lumea așa, vede de mers. Lumea așa zice, să știi. Da. Lumea așa zice, nu, frate, dar să știi că eu mă bazez pe mari lideri europeni, Ursula, Scholz și Macron. Așa, după aceea Ciolacu și toți care mai... Deci eu mă bazez că ei vor ține Europa asta în viață, pentru că ei vor face tot posibilul, că e interesul lor. Bă, și toată uzina aia cu zeci de mii de funcționari de la Bruxelles. Păi tu îți dai seama ce dezastru va fi când aia își vor pierde salariile. Ilustru nimeni aia care dau câte o directivă europeană care devine lege la noi peste noapte din cauza lui Ciolacu care s-a predat neomarxiștilor. Și așa că Europa va merge înainte pentru că eu pe asta mă bazez. Că ăștia vor să-și păstreze privilegiile
de parlamentari europeni. Ursula mai are nevoie de câte un SMS, de câte un vaccin. Ăștia nu vor ceda. Deci Uniunea Europeană va rămâne exact așa cum este acum. Cât timp ăștia vor mai putea trage de... Dar pe Ursula mă bazez, pe Scholz și pe Macron. Eu văd ce... Sunt niște șef de state extraordinari, cu multă profunzime, știu multă politică, și eu pe ăștia mă bazez că vor ține Uniunea Europeană la fel de democratică. Eu te contrazic aici și din mania de a te contrazice, pentru că în emisiunea asta nu ne-am contrazis și îmi pare rău și de a te contrazic. Eu sunt convins că politica în sine, politica și politicienii în sine sunt pe cale de dispariție și că vor fi înlocuiți de inteligență artificială. Nu râde. Deci în urma acestor e prevăzut de ei întreaba asta. Deci în urma acestor confruntări se va ajunge la concluzia că politica și politicienii nu-și mai au sensul. Inteligența artificială pentru oarecare măsură e adevărat. Da, este suficientă ca să gestioneze și să administreze țările și statele care se vor afla sub o guvernanță globală și în momentul ăla, practic, ăștia Ursula și cu ăștia vor fi maurii care își fac datorii. Femeile să conducă lumea, băi frate. Ana Bogdan asta de la USR, care să trăim toți la comun și să împărțim totul, frățește, bă, mi se pare... Eu de-aia în editorial terminam că Sofia probabil o să fie femeia care o să conducă lumea. Deci inteligența artificială de genul feminin și cu Sofia. Și uite, îți mai zic ceva, că aveam în cap să spun referitor la ce am zis mai devreme, foarte scurt. Știi că pe măsură ce vin președinții americani la putere și președinți în statele occidentale, există un curent ăsta care pe YouTube și în zonele astea mare sunt zonele conspiraționiste, care au fost până acum numite de teoria conspirației, multe dintre conspirații adeverindu-se. Îl caută mereu pe anticrist. Deci, domne, apare unul, vine la președinție, pac, să vedem dacă are legătură sau nu are legătură. Și eu urmăresc chestiile astea de... mulți ani, știi? La un moment dat de Barack Obama, când a apărut el, se zicea, domnule, ăsta e clar anticristul, zice, a venit el, dar se fusese treaba, el a ieșit, a venit Trump, după aia a zis că lumea a zis, nu, domnule, Trump e de vis, nu are nu știu cum, acum vin din nou alegere, dar Obama reintră în joc, adică intră el în joc prin toată treaba asta, poate și prin Michelle Obama și este evident că el are o forță foarte mare acolo în Partidul Democrat și conduce zona aia de acolo. Și mi-am adus aminte că în 2012, atunci, am făcut o cercetare, se găsise de către latura asta conspiraționistă că Barack, dar scris cu Q, B-A-R-A-Q, O și apostrof Bamah, deci într-o de-asta aramaică care a dus către coptă, înseamnă fix îngerul căzut. Deci era Barack Obama, dar era... Așa. Și pe de altă parte, deci acest Barack O apostrof Bamah înseamnă îngerul căzut. Pe de altă parte era ideea că venise Erdogan atunci la un moment dat în forță și atunci imediat s-a găsit previziunea din profețiile Nostradamus când va veni dragonul care o să fie și aduce sfârșitul lumii într-o chestiune relativ apocaliptică. Și atunci, în anagrama lui Erdogan, cu toate alea, știi, apărea dragone. Adică dacă îl împarți, era că e dragone și mai ales mergeau pe ideea că într-o scrisoare adresată creștinilor, deci după Iisus și-a apărut, nu mai știu în care din ele, dar se poate găsi repede, se spunea că... tu, deci către Satana, care e cu scaunul de domnie, că știu în ce te-ai dus, în ce asta cu Capadocia și toată zona așa părea, și toată secțiunea părea în Turcia. Și atunci se făcuse că uite că dragone e așa. Și acum cea mai tare care vine din urmă, că asta am vrut să spun, deci cu Barack Obama îngerul căzut, revine și Obama, pe el dragone, adică pe Erdogan îl vedem în acțiune. Și ce mai interesant e cu Macron. Deci a apărut Macron, că Macron vine dintr-o semeție care era din două vlăstare, care pot fi a două zone princiare, care să fie are și oarecum fața și carisma și toată zona asta. El e trimis la înaintare ca un pacificator, s-a dus și la Moscova. Acum e într-un turneu de ăsta, într-un turneu s-a dus și în Egipt să vadă când intervine, a fost în Iordania, se duce mai multe faze de astea. Și cu ăsta, deci în anagrama și cu tot, deci tot pe latura
Nostradamiană, vine Macron, de altfel era și de acolo, cu Michel de Notre-Dame. El vine prin anagramă și mai multe chestii cu Mamona, Mamona. Deci Mamona, deci vine asta. Știi? Și atunci s-a luat aia biblică în care zice nu poți să fii nici cu Dumnezeu, nici cu Mamona, deci nu poți să slujești la Mamona fiind o chestie cu mai mult cu banii, o chestie mercantilă. Dar asta, uite, pentru încheierea emisiunii, țin să fac și această revistă a teoriei conspirației și poate e bine câteodată să mai spunem ce se mai vehiculează și în zona de teoria conspirației, măcar lunar, dacă nu săptămânal. Deci cam pe asta suntem acum. Lumea caută care dintre ăștia e ăla care va fi pacificator. Eu cred că niciunul dintre ei, o să vedem noi la un moment dat cine și cum va fi. Vă mulțumesc foarte mult, oameni buni. Să conducă cititoarele. Apropo de sondajul pe care l-am lansat, să știți că el se încheie cu un scor de 71% dintre cei 1391 de votanți care au zis că nu, lumea nu poate fi mai bună dacă va fi condusă de femei și doar 29% spun că da, ar putea fi o lume mai bună condusă de femei. Eu zic să continuăm experimentele, că până la urmă reușim să echilibrăm noi cumva această chestiune. La Tavi Hondra la Cluj, personale, la Tavi Hondra la Cluj vom face laboratorul, de înțelege acolo. Vrei, Tavi, tu să fii șeful de laborator pentru acest experiment? Bă, nu vreau să fiu șef. Să fiu un funcționar, dar să fiu și eu pe acolo. Mulțumesc. Mulțumesc, Tavi, mulțumesc, Bogdan. Nu uitați, așa cum spune, dincolo de bun, lumea să vă aduce naibii, că asta e soarta. Băi, îți mai amintești, băi, Robert, de Calboreanu, când zicea în apus de soare, Mamona! Ți minte? Era Bogdan, cred că știe. Vreau să fiu aici, cum zicem aia, în asentimentul lui Bogdan Comaroni, să mă alătur acestei bucurii extraordinare a lui și să spun că ne bucurăm foarte tare că Mike Portnoy a revenit la Dream Theater după o absență destul de... Că voi v-ați apucat de scris, bă. Ceea ce mi se pare S-a simțit că nu era... Fii atent, a scos o piesă nouă și s-o trimit după emisiune Judas Priest. Acum să-ți dau E cam trist ce se întâmplă, din păcate, cu Halford în ultima perioadă. Dar, mă rog, asta e viața. În orice caz, mi se pare uluitor, oameni, mai spun încă o dată, e de cartea recordurilor direct, bine, nu că n-ar fi deja acolo. Rolling Stones, da? Mick Jagger a făcut 80 de ani în această vară. Bă, fraților, 80 de ani. 80 de ani. Iar albumul... Bă, da, Keith Richard a căzut în cap, mă, din cocotier. Deci acum 10 ani, da, când avea 70 de ani, s-au anulat turneele. Bă, l-am văzut la o emisiune pe Keith Richard, l-am văzut acum. A fost la un late night show din ăsta în Statele Unite ale Americii. A cântat la chitară, a fost... Zici că, bă, ce-or lua ăștia? Că asta te întrebi la un moment dat, în ce-or fi făcuți, mă înțelegi? Ăla l-a fumat și cenușa lui Taxo a fumat-o. Bă, aia a fost celebră, mă, știi, când ăsta... zic, care a fost înaintea lui Fallon la Late Night Show, ăsta care are colecțiile de mașini. Da, mă rog, așa. De Jay Leno. Așa, știi? Da. L-a avut invitat Jay Leno pe Keith Richard, așa, cu vreo 10 ani în urmă, avea la vreo 70, știi? Și ăsta zice, la un moment dat, Keith Richard, zice, domne, am vorbit cu un amic de-al meu care e jurnalist, zice, prietenul meu, și a zis că o să-mi scrie biografia, știi? Și Jay Leno zice, Zice, o să scrie la biografia, știi, zice Keith Richard. Și Jay Leno zice lui Richard, zice, mamă, ce mișto, zice, așa o să afli și tu ce ai făcut în urmă, în ultimii 50 de ani. La cât de fumat ai fost o viață întreagă și nu numai. Da, și o să afli ce ai făcut și tu în ultimii 50 de ani, zice. Mulțumesc, ascultați ultimul album Rolling Stones. N-am niciun interes în chestia asta decât să vă spun că este o muzică... It's only rock and roll. Bă, frate, dar Angie ce are, mă? Bă, nu are nimic, stai puțin, nu-i vorba de asta, să ne... Bă, știi, apropo de Angie, genială, știi, ăsta, uite-mă, vis-a-vis de alți cântăreți de la noi sau asta, care se chine și fac porcările. Deci, bă, Mick Jagger, la un moment dat, când avea vreo 65 de ani, a zis într-o conferință de presă, ce, domnule, eu de astăzi, ce, vă anunț că eu nu mai cânt Angie, știi? Și aia toți șocați, bă, ce e că n-ai altă. Și a zis, domnule, numai când că am urăs, nu mai pot. Deci nu mai pot să o fac să cânt. În aparență pare că e o piesă simplă, dar e greu de cântat, știi? Și a zis, bă, eu nu mai cânt în concert, gata, pa. Deci omul a zis, bă, asta e limita mea, nu mai pot, nu mai cânt.
Bun, dar el între timp mai face și altele. Unii s-au săturat, că și Jimmy Page la un moment dat spunea nu mai pot, deci am cântat Stairway to Heaven, de nu mai, e până aici, Plant la fel, înțelegi, erau toate la fel ăștia, Eagles cu Hotel California, unde se duceau, toată lumea striga după ei, Hotel California. Deci când ai cât un hit din ăsta, îți dai seama ce e pentru un artist, în ce stai. Bine, și să n-ajungi cum a pățit ăsta zi cu Soldier of Fortune, știi? Da. Deci prietenul nostru. De la Deep Purple. Da. Era într-un bar, era rangă, terminat, nu mai putea, știi, și l-a văzut aia acolo, era cu asta, știi, și era pe scenă, unii cântau și zice, uite în sală, zice, l-avem pe David Coverdale, nu știu ce, l-a terminat. Ce dacă poate să vină pe scenă. Și vine David pe scenă și ăștia zic, bă, dacă poți să cânti și să nu fie cu trupa aia, să cânte la capela și cânta, apropo de capela, uite, cu trupa ta, și să cânte a capela și ăsta Soldier of Fortune. Bă, și a cântat-o fiind rangă, bă, îngrozitor, era înfiorător de nu se putea, adică, bine, la, și așa o cânta mai bine ca mulți alții, dar era înfiorător. Și la un moment dat își dă și el seama, zice, bă, sunt nasol, nu știu cum, și atunci din sală se aude, David, we love you anyway! Știi, și s-a simțit cum o... Din cauza voastră, acum o să ascult Child in Time la Teatrul Grec din Los Angeles din 77. Frumos, da, bine. Yeah. Vremuri, minunat, da. O să-ți ia ceva timp, o să fumez două țigări pentru Child in Time-ul ăla, că e o versiune... Aia lungă, da. E cam lunguță, ca să zicem așa. Dar și concertul este fabulos, realmente, da. Mă rog. Mulțumesc, dragilor, a fost o bucurie ca de obicei. Oameni buni, acesta fu podcastul nostru de joi. Zâmbiți, mâine va fi mai rău. Pa, pa!